Deja e gălăgie, noi ne pregătim să ne urcăm în mașini. Dorian s-a capotat. Ploaia, bă, băiatule, ne-am zis cum ne-am panicat. Le-am zis pe vlog că ai furat mașina. A cui? Vă întreb și ceva pe vlog. Te rog. Un milion de abonați sau un milion de euro? Asta vă dau un milion. Astăzi este o zi super tare pentru că ne pregătim să plecăm în custom tour. Am sticărit mașina, după cum ați văzut în ultimul vlog, și chiar acum ne vom urca și ne vom îndrepta către kilometrul 50 pe autostradă, unde ne vom întâlni cu toate mașinile. O să fie toată lumea, ne întâlnim și cu Montrii acum. Ar fi trebuit să plecăm o dată cu Montrii, dar nu ne-am sincronizat. Ne întâlnim cu Dorian acolo, ne întâlnim cu domnul Sorin, ne întâlnim cu Cosmin, cu toți băieții de la Custom Tuning și o grămadă de prieteni ai mei pe care i-ați văzut aici pe vloguri cu mașinile lor de-a lungul anilor. Am înțeles că o să ne strângem în Piața Unirii la Timișoara, unde ne vom întâlni cu voi toți și după aceea probabil o să ne cazăm la hotel. O să încerc să filmez cât mai mult, deși o să fie haos, dar drumul cu siguranță o să fie o plăcere. Hai că până la urmă ne-am întâlnit și cu Montrei, deși am început că... ziua bine, dar nu zic. Ia să vedem ce curată e mașina lui, dată frumos cu lac pe cauciuc. A mea n-are nicio treabă, dar ia vezi geanta asta. Ia vezi geanta asta, spuneți-mi și mie ceva. Au. Wow. E exact ca grila, așa un mat. Exact, ceva de genul. E bine. Aproximativ, da. Hai să mergem că e târziu. Hai să-i dăm. Și înainte să ajungem să ne întâlnim cu toți băieții, vă amintesc rapid că aveți 20% reducere pe car vertical folosind codul MATEI la achiziția fiecărui raport. Aveți și codul MATEI20, apropo, care este activ de asemenea, dar îl folosim mai mult pentru TikTok. Un raport car vertical nou, updatat, cu o interfață mult mai plăcută, vă arată istoricul important al mașinii, precum poze cu mașina, odometrul numărului de kilometri, adică istoricul acestuia, dacă a fost modificat sau nu. Aveți raportul de daune cu sumele estimative ale reparației în caz că acestea există. Ceva și mai nou este situația financiară și juridică, unde vedeți dacă a fost un leasing sau este un leasing sau o finanțare activă pe mașină și vine poliția și vă ia mașina din fața casei. Iar formatul de pe telefon arată, după cum puteți să vedeți aici, destul de interesant. Are și acesta o interfață evident diferită. Pe telefon probabil vor folosi mare parte din oameni serviciul Car Vertical, așa că nu ai niciun motiv să nu verifici mașina înainte să o cumperi, ca să salvezi timp, bani și să știi de la început exact ce mașină cumperi. 20% reducere, codul MATEI sau primul link de jos din descriere. Gata, domnii mei, ne-am strâns pe autostradă aici la OMV cu două sandwich-uri corespunzătoare cu toată lumea, cu Montrei, cu domnul Sorin, pe care îl știți de la mine de pe vlog, evident, și de pe internet, de pe tot internetul. Mâncăm și noi repede ceva și maxim în 10 minute ne punem la drum. O să filmăm acum toate mașinile să vedeți cam ce mașini sunt în acest tur și revenim de pe autostradă. Dorian se va decapota pe autostradă și mai avem și un 992 care se va decapota și el. Deja e gălăgie, noi ne pregătim să ne urcăm în mașini și ne punem la drum, pe deja e târziu. Suntem pe dealul Negru, evident foarte aglomerat, și vreau să vă arăt și ce stație am primit. Avem și numele mașinii. Mă simt ca un copil mic cu asta și am tot făcut glume așa pe stație, deși probabil lumea râde de mine. Hai să mai întrebăm ceva. Ceva radare în față? Ia să vedem dacă ne și răspunde cineva, că până acum... Mă gândesc că poate nu merge stația mea, dar lumea depășește pe aici cât se poate și încercăm să mergem cât mai grupați posibil, dar totuși suntem 21 sau 22 de mașini, dacă nu mă încerc tot cu duba lui Dorian. Da, da. Se aude ceva? Se aude tot. Băi, știți ce m-am gândit? Uite, ca să folosești stația, trebuie să apeși pe butonul ăsta de aici. Și mi-am dat seama că nu trebuie să bârfești, că dacă bârfești, se aude tot. Scurtă oprire la cunoscutul OMV de pe Valea Oltului. Ne-am regrupat aici pentru că câțiva au prins semaforul de acolo de la lucrări și plecăm acum direct către Sibiu. Mai avem puțin și ajungem. El este vinovatul acestui tur foarte frumos și țin să te mulțumesc. Dar până acum a ieșit foarte, foarte bine. Abia să plecăm. Evident că pe Valea Oltului nu poți scăpa fără să deblochezi. Mai aveam doar 6 km până la autostradă și ce credeți, evident, stăm pe loc de vreo 10 minute. Sperăm să nu mai dureze mult pentru că vrem să ajungem mai repede la Timișoara. Oprit am pe autostradă să alimentăm. Dorian s-a capotat. Ploaia, bă, băiatule, ne-am zis cum ne-am panicat. Și eu și Tibi. Am oprit, că merge până în 45-50 la oră. Ai pus pe față greuțeță. Le-am zis pe vlog că ai furat mașina. A cui? A, că ți-am furat ție mașina. N-are nimic, are bani să-și ia alta.
Am ajuns în sfârșit și în Timișoara. Chiar în acest moment intrăm în Piața Unirii și uitați-vă puțin câtă lume este deja aici. Mie nu vine să cred, efectiv, e full. Și mașini, efectiv, peste tot. Abia am reușit să intrăm, am făcut vreo 6 ore până aici și 20 de minute doar ca să putem să intrăm în piață. Dar cred că o să merite. Partea mișto la turul ăsta este că s-a organizat în așa fel încât piața a fost închisă special pentru mașinile de la Custom Cars. Fapt pentru care trebuie să-i mulțumim lui Cosmin, pentru că bănuiesc că nu este ușor să închizi practic o piață pentru 2-3 ore într-un oraș la fel de mare cum este Timișoara. Wow, avem și stand, uite, cu Custom Cars, foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Parcăm și noi mașinile în ordinea corectă și revenim cu lumea de pe aici. Ce faci? După cum puteți să vedeți, am ajuns și noi în Piața Unirii din Timișoara. Uitați-l pe Montre acolo, acoperit de mulțime. Asta înseamnă să ai 1.000.000 de abonați. Noi mai avem de muncit până la 1.000.000 de abonați, mai avem de muncit chiar și până la 100.000 de abonați. Ne bucurăm de vreme, în sfârșit a ieșit soarele pentru că am prins ploaie pe autostradă torențială și cum am intrat noi aici a ieșit soarele, evident. O să stăm astăzi vreo 2 ore pe aici și după aia o să ne așezăm să mâncăm ceva la una din terasele astea, iar apoi mergem la hotel. Revenim cu update-uri. Iarăși domnul Sorin aici este tot așa înconjurat de mulțime. Dacă nu mă înșel, domnul Sorin a crescut pe TikTok în ultimele 6-12 luni, mai mult decât au crescut multe persoane, inclusiv eu, în 2 ani. Îmi pare rău că nu mi-am pus și eu mașina aici, că am pus-o acolo, pedepsită. Îl întrebăm pe domnul Sorin ceva, să vedem ce are. Ce are de gel. Vă întreb și eu ceva pe vlog. Te rog. 1.000.000 de abonați sau 1.000.000 de euro? Dacă ați avea 1.000.000 de abonați, 1.000.000 de euro am făcut în 94. Ai văzut? Și eu sunt de aceeași părere, că cu 1.000.000 de abonați faci 1.000.000 de euro, dacă știi cum. Alex. Așa mai descalțat. Eu nu. Și uite, încălțat. Păi, eu vreau să-mi cer scuze acum public față de Montre că a venit toată lumea să facă poze cu mine, o să facă poze cu el. Și de asemenea, nu mai am nici măcar să-l întreb pe Dorian. Ar trebui să-ți cer scuze că mi-ai furat mașina. După și cu mașina. În primul rând. Și cealaltă din oruși, pentru aia ar trebui să cer niște scuze, dar pentru aia m-am uitat. Lasă că vine el cu ceva puternic, dar se dă lovit. Am terminat și noi acum în piață, am făcut poze cu foarte multă lume și țin să vă mulțumesc tuturor care ați venit. Unii dintre voi am înțeles că au venit de la 10 ore distanță strict pentru evenimentul ăsta. Sunt câțiva băieți care mi-au spus că au venit din Suceava, unii au venit din Iași strict pentru a vedea mașinile de aici, de la Timișoara, care e în partea de alta României. Și pentru asta vă mulțumim foarte, foarte mult. Pentru timp am retras și noi să mâncăm un sushi corespunzător, care printre altele este aproape cel mai bun sushi pe care l-am mâncat până acum. Și noi suntem mâncători de sushi. Bravo! Pepper Steak and Shake Timișoara. Bravo! Foarte, foarte bun, recomand dacă veniți aici. Salut, papa, mulțumim! Băi, cam asta a fost, salut, papa! Cam asta a fost și astăzi. O ieșire destul de frumoasă, aș putea spune. S-a stat aproximativ 3 ore aici și s-au făcut poze cu toată lumea. Respect în primul rând lui Dorian, care a stat 3 ore în continuu fără să mănânce. Noi măcar am apucat să mâncăm repede ceva. Și de asemenea și Montri, n-am ce să zic, că n-am ce să reproces, a stat și el tot aproximativ la fel de mult cât a stat și Dorian. Repet, mulțumim încă o dată tuturor celor care au venit aici în Piața Unirii din Timișoara. Foarte, foarte multă lume și, după cum am spus, unii vin de la depărtare tocmai ca să vadă toate mașinile astea frumoase. O comunitate frumoasă, e o pasiune care văd că este din ce în ce mai extinsă în rândul lumii și sperăm să ne întâlnim la cât mai multe evenimente vara aceasta.
Și ne-am întors înapoi în București, au fost două zile nebune. Mulțumesc din nou tuturor celor care ați venit și ne-am adunat acolo în Piața Unirii din Timișoara. Chiar m-am întors super motivat în București să fac și mai mult content și să ridicăm calitatea și nivelul acestui canal cât mai sus, tocmai pentru a ajunge nu neapărat la cine știe cât de mulți abonați, dar pentru a mă uita la contentul pe care îl fac și să mă simt mândru, să simt mereu că progresez și că livrez o calitate mult mai mare decât ar trebui să se ceară pentru 60.000 de abonați pe care i-am acum. Pe lângă asta, tocmai ce ne-am întors de la Vivacy, unde am lăsat volanul meu original și am primit acest volan la schimb, pentru că Bogdan e un dulce și nu m-a lăsat cu mașina pe dreapta, mi-a dat un volan de seria 7, dacă nu mă înșel, fără airbag, pentru că avem doar capacul, dar nu stă mult timp așa, volanul nostru va fi gata în câteva zile și cu siguranță atunci îl veți vedea și voi pe vlog. Așa că pentru asta nu uitați să vă abonați și să dați un thumbs up la acest video.